Bună ziua, dragi și bun găsit la întâlnirea cu performanță. George așteaptă cu nerăbdare, am cam întârziat eu, Ios Divină. El este nerăbdător să pornim la treabă. Iată că, George, ai și găsit o problemă acolo interesantă. Hai să le propunem prietenilor noștri. Am făcut o problemă. Ai compus o problemă. Nu pot nici eu să o rezolv. Asta e cel mai tare lucru, deci nu poți să o rezolvi, nu? Da. Hai să vedem dacă împreună acum o putem face. Zi-o, te rog. Bine. Deci să se determine două numere. Determine numerele A și B. Și B. Dacă. 2 ori A. Două puncte, da? Dacă. 2 ori A plus 3 ori B. 3 ori B. Tu mă înțelegi. Eu de acum scriu așa, că așa mi-e comod. 2 ori A plus 3 ori B. Este egal cu 22. Egal cu 22. A împărțit la B. Iar A împărțit la B ne conduce la câtul egal 1. Cu 1 și restul 1. Cine sunt cele două numere A și B? A cine este și B cine este? Da, George, care ar fi ideea? Povestea că n-ai nicio idee, nu? Da. Ce înseamnă că am împărțit la B? Adică A este mai mare decât B, ar fi o primă poveste. Și cu cine ar fi egal? Ar fi egal cu B ori 1 plus 1. Așa. Deci de aici ar rezulta că de fapt eu am ascuns, tu ai ascuns faptul că de împărțitul A egal cu B ori câtul 1 plus restul 1, da? Adică A egal cu B plus 1. Da. Așa. De fapt, relațiile sunt două. 2 ori A plus 3 ori B egal cu 22 și că dedesubt A este egal cu B plus 1. Da. Și de aici trebuie să găsim pe A și pe B. Spuneai că n-ai nicio idee. Și totuși ai muncit un pic acolo. Te-am văzut să ai stat câteva minute. Ce ai încercat tu, spune-ne? Păi am încercat să transform în A împărțit la B, egal cu, cu câtul 1 și restul 1. Am făcut așa, A ori 2 împărțit la B ori 3. Asta am făcut prima oară. După aia m-am gândit așa să fac A ori 2 ori A împărțit la 3 ori B, este egal cu, mă gândeam la cât. Aia nu poți să faci 2 ori A. Dacă vrei să o fructifici pe asta, da. Asta ar trebui să faci, nu? Da. Deci A-ul de aici, George, eu l-aș duce aici. 3 ori A. Deci în loc de A pun B plus 1. B plus 1. Că A-ul este B plus 1. Da. Nu? Da. Și ce devine relația asta? Te rog să vorbești, lucrezi și mă și conduci. Da. 3 ori... Nu, 2 ori. 2 ori... Oricine. 1. 2 ori A. Dar în loc de A punem B plus 1. 2 ori B plus 1 în paranteză. Așa ar deveni. Da. Da? Da. Si, scrie. Da. Da. Și după aia plus 3B egal cu 22. Da. Și? Și ce mai e aici acum? Acum trebuie să aflăm acolo. Aplicăm proprietatea de... Aplicăm proprietatea de 2 ori B, de... Da. Distributivitate, da? Deci echivalent cu, te rog. Este echivalent cu 2 ori B. 2 ori B plus... 2 ori B plus... 2 ori 1, da? Plus 2 ori 1, adică 2 ori 1 se vadă toată. Noi am pus 3B, 3 ori B, egal cu 22. Ceea ce ar fi echivalent cu? Ceea ce ar fi echivalent cu 2 ori B și cu 3 ori B adică 5B adică 5B plus 2 hai vorbă, scrie plus 2, da? Cum scrie? Da. Egal cu 22 egal cu 22 echivalent cu
este echivalent cu 5, da, gata, știu. 5 ori b este egal cu 22 minus 2 este egal cu 20. Deci 5b egal cu 20. Adică b egal cu 4. 4. Și a va fi? Și a este egal cu b plus 1. Cu, adică cu 4 plus 1. 4 plus 1 egal cu 5. Terminat. Deci a egal cu 5 și b egal cu 4. Așa am văzut că așa faceți dumneavoastră. Sigur că da. Păi tocmai asta e șmecheria. Deci autorii când compune gheșiții fac tocmai invers. Ei ieșeau două numere, A și B. Da. Da? A și B. Bun, hai concret să le arătăm și prietenilor. Nu știu cum compunem noi un gheșițiu de genul ăsta care pare foarte tare. Da. Păi... Luăm un A, cât vrei tu. A egal cu... 10. 10. Și B egal cu... 4. Și acum facem 2A. 2A minus 3B da. Egal cu 2 ori 10, 20. Da. Minus 3 ori 4, 12. Egal cu 8. Da. Și acum... Și eu dau relația. 2A minus 3B egal cu 8. Asta o fixez eu după ce am făcut calculul ăsta. Da. Și spun că A împărțit la B. Hai să fac pe 10 împărțit. 10 împărțit la 4. Merge de 2 ori. 8. Restul 2. Deci câtul e 2 și restul e 2. Și acum mai dau informația. Dacă A se împarte la B, rezultă câtul 2 și restul 2. Cine sunt numerele? Întreb acum, A egal cu cât și B egal cu cât. Sigur că eu nu îi spun numerele astea, să sunt chestiune de culise ale mele. În compunere în gheșițiu. Păi facem cum a făcut și sigur că da, acum știi. Și prietenilor să știi să rezolvi asta. Repede, scriu aici că A egal cu B ori câtul 2 plus restul 2. Și ar mai fi o observație că este următoarea. Restul 2, da? 2. Ar fi că împărțitorul e mai mare decât restul. Nu? Da, păi regula. Asta e regulă, că altfel mai merge odată împărțirea. Deci, ca observații, B e mai mare strict decât 2. Deci B e strict mai mare ca 2. Da. Da? Deci asta înseamnă că B trebuie să fie 3 sau 4 sau 5 sau 7, nu? Da. Și este chiar așa. Se întâmplă în lucrul nostru, așa se întâmplă. Da. Și atunci, el scrie că A egal cu 2B plus 2, are pe asta 2A minus 3B egal cu 8. Dacă îi merge mintea repede, locuiește pe A de aici cu 2B plus 2 și despre butilitatea și lucrează și rămâne numai da, relații cu B. Da, și rămâne B și afli B și după aia aur. Și afla aur și toate, perfect. Poți să compui acasă ghișițele acestea, prietenilor tăi? Le faci gheșiții și îi dai bătaie de cap de nu se văd. Că tu știi ce șmecherie ai. Tu știi și rezultatul. Da. Că tu pleci cu ele de la bun început. Păi să mă gândesc în exercițiu. Vrei chiar acum să-l pui? Pui unul? Da. Ia să văd. Scriu chiar eu. Nu mai scriu pe ăla, scriu pe ăla meu. Scrie al patru. Hai să vedem. Deci. Nu zic rezultatele. Ia-ți A și B ca să... Ne scriu pe caietul meu. Mi scrii pe caietul tău. Bine, mă. Ca să nu afle nimeni deocamdată. Nici... Și mă pui pe mine să-l fac, ești. Nu, no, dar să-l facă, să-l facă, să-l facă. Așa. Adică, compui cu adevărat o problemă, da? Da. Bine. Ca să vadă și ei că ai ajuns la momentul acesta de satisfacție, când poți compune chiar probleme. Da. De... Deci 3, nu mai să vă aștept. Da. Nu dai... Mai trebuie să calculez aici ceva. Bun, cred că mai aștept tabla.
Nu se trebuie să aflăm numele, da? Deci A egal cu cine, B egal cu cine, nu? Astea sunt întrebări. Deci știi că 3 ori A. Da. 3 ori A plus 4 ori B. Da. Este egal cu 2 res. A, bă, nu, este egal cu 464. Am uitat la altfel. Da? 44. Nu, 464. 464. 464. Mai era mai mult, că poate vrea să... Da, are importanță. Bine. Și trebuie să aflați numele. Da, dar spunem că A împărțit la B. A împărțit la B este egal cu 2 rest 18. Deci egal cu? 2 rest 18. 2. Câtul 2. Și restul 18. Și restul 18. De fapt, tu mă pui acum să vezi, prin chestia asta, vrei să vezi dacă știi teorema împărțirii cu rest. Nu știu. Deci, în loc să-mi spui că A egal cu B, ori 2 plus 18, mi-ai fi putut de la bun început relația asta, tu spui că A împărțit la B egal cu câtul 2 și restul 18, care eu să știu asta. Da. Bun, e corect. Și acum, o am pe cea de sus, că 3 ori A plus 4B egal cu 464 și îndată A-ul de aici îl duc lângă 3 și o să spun 3 înmulțit cu 2B, sau B ori 2, 2B plus 18, plus 4B, așa, este egal cu 464. De unde 6B, 3 ori 2, 6B, plus 3 ori 18, 54, nu? Da. Plus 4B, 4 ori B, egal cu 464, adică 10B. Corect. 10B este egal de dată cu 464. 464 minus 54. Poate ai fi vrut minus 54. Minus. Da, 54, corect. Și face la scădere asta. 410. 10B. Și atunci B egal cu 41. 41. Da, iar și AUL găsesc foarte repede. Care este de 2 ori B plus 18. Da. 2 ori 41 plus 18, care înseamnă 82 plus 18, care înseamnă 100, nu? Da. 100. A-ul este egal cu 100 și B egal cu 41. Da, dragilor, vedeți? Este suficient să-i spui odată unui copil care este prins de idee, deci a descoperit ideea, și atunci el îți poate propune repede probleme. Deci, v-am făcut dovada clară că... Acum, George, dacă a putut, și voi puteți, cei care dați peste prof online și găsiți ideea pe care George a pus-o la punct, adică el și-a numerele. Da, mi l-am scris prima dată și după... Da, George, dar hai, fiete, a fost chestia asta așa, cu împărțirea. Dar tu ai spus așa, 3A plus 4B... egal cu 464, nu? Da. Dar puteai să dai și o altă relație cu A și B. Bunoară, 2A, hai să dăm așa, 2A plus B, 2A plus B egal cu cât ar veni? 2A fac 200, da. Și plus B care e 41, 241, egal cu 241. Deci mai dau alte relații în felul ăsta. Se și mai poate, dar e mai ușoară. Să văd acum cum face. Deci nu dau ca împărțit la B.
deci nu mai dăm. Tocmai am dat-o pe asta și mai în locul faptul că îmi fac împărțirea, dau pe asta. E ușor. E cum ai face tu aici, mă? Păi a scădat din 434 pe 241. Dar de ce să scazi? Pentru a afla cât face 1 ora plus 3 ori B. Și după aia scădem până ajungem la A, până ajungem cât e B-ul. Și aflăm B-ul și după aia A-ul. Așa deci, fac eu. Așa faci tu? Da, așa fac eu. Dacă aveți altă metodă... Băi, tăia șmecherii tale. Ia uitați-vă, dragi, ce spun el. Că vede că sus are 3A și dacă scade toată asta de sus, de fapt tu ești șmecher, nu ne spui exact. Tu spui că faci următorul lucru. O iei pe prima și o lucrezi. 3A plus 4B egal mai departe cu 2A plus A. 2A plus A. Hai mă că asta faci. Da, e scăzut așa, dar eu ghicesc într-un limbaj de ăsta mai... A, că 2A și cu A... 434 minus 245. Deci 2A și cu A, e bine? 2A și cu A? Da. 2A ca să pun în evidență pe ăsta. Plus, în loc de 4B, zic, plus 1B, plus 3B, egal ca și înainte, 464. Am scris altcumva. Și acum tu spui că 2A și cu un B... Ăsta fac deja 241. Da. Și de aceea îți rămâne un A plus 3B. Da. A plus 3B. Care este cât? 464 minus 241. Da. Poate să fim așa 464 minus 241. Da, dar mulți nu văd că tu ai făcut așa. Din 3 a scăzut 2A și 4B a scăzut 1B. Cum faci cu... Din 3A am scăzut 2A. Și ți-a rămas un A. Da, un A. Și din 4B un B. Și rămân 3B. Da, și 46. Și din partea altă dreaptă faci să scădere. Și scriem în paranteză ce este. Și după aia mai scădem o dată până ce ajungem la... Și ți-a dat cât aici? Hai să vedem cât dă. 3. 4 din 6 cât face 2. Și 2 din 4, 2. 223. Și acum, nu prea se vede foarte repede. Deci ai așa, că A, iată că o avem scris în A egal cu, după 223, A plus 3B, așa e obținut, nu? A plus 3B egal cu 223. Și ce mai faci acum? Păi acum, da, vedem, scădem 223, da? Da. Din... cum zice, scădem... Nu trebuie să de coață de sus. Care? Păi sunt acum două și da. Asta e obținut din ele. Deci asta e obținut din ele, da? Și acum scădem... Nu mai merge. Nu mai merge. Da. Uite, o ștergi pe asta cât e încurcat aici. Uite-te la astea. Una, două, trei. O poți cupla și pe oricare din ele cu asta acum. Ea a ieșit din ele două. Tot aveai ideea. Scădem până când se topește, da? Nu mai că acum asta. Era patru acolo, patru ori. Iar acum putem să... Poate să... Poate să ce? Să fie și ce să se întâmple? Știu. Du-du-du-du. Bine, adunăm la 3 ori A plus 4 ori B 223, adică A plus 3 ori B. Cum? Ce facem încă o dată? Deci, 3 ori A plus, la 3 ori A plus 4 ori B adunăm A plus 3 ori B. Și dacă aduni A, da, faci 4 A. Da, și 7 B. Și 7 B, da, asta zic. Și după aia începem să scădem cu 2 A din cei 4 A. Păi dacă ai scăzut, acum aduni, nu joci acolo și nu ai perspectivă. De aceea, cum o să fii șmecher, să faci ochii mari și să vezi tu ce e ideea mea.
Miller. Te mai las pe tine? Mai încerci tu? Da. Dacă ar fi aici doi, ea, te-ai grupa cu asta. Dai mea. Da, foarte ușor. Și am aflat B-ul. Cât ce aveam? 41. Te-ai aflat B? Da. Cum ai făcut? Păi v-am spus! Am adunat A plus 3B la 3 ore A plus 4 ori B. La prima de aici, da? Da, și mi-a dat, 4A plus 7B egal cu suma celor două. 687. Nu mă interesează. Am scăzut 2 ori A plus B, am scăzut, până ce mi-a rămas 5 ori B. Și din 205 mi-a rămas, am împărțit la 5 și mi-a dat 41B, așa cum acum aul. Păi da, ai muncit pe acolo. N-ai o ordine foarte precisă. Da, dar l-am aflat. L-ai aflat, de acord. Jucându-te așa, te-ai dus. Deci ai făcut, hai să vadă toți prietenii noștri cum ai lucrat tu, da? Bine? Da. Bun. Hai, te rog. Bine. Deci ai luat-o pe asta și pe asta, le pun și eu una sub alta. Da. 3A plus 4B egal cu 464 și de sub A plus 3B egal cu 223. Le-ai adunat pe cele două. Le mai dat 187. Le-am adunat și vine 4A plus 7B, da? Egal cu 600, cât dă aici? 687, nu? Da, 687, da. Și după aia am început să scad din 687, adică 4 ori A plus 7 ori B, am început să scad 2 ori A plus B. 2A plus B asta, da? Da. Deci ai pus-o pe 2A plus B sub ea, care e egal cu 241. Da. Și ai scăzut odată, membru cu membru. Da. Și deci ți-a rămas după scădere. 446. Deci vine minus, rămâne 2A, că din 4A de-a scăzut 2A, rămâne 2A aici, da? Da. Plus cât? Plus 6B, egal cu 1 din 7, 6, 4, 446, da? Da. Și după aia am scăzut din 446. Iar nu mai scăzut o dată pe 2A plus B, nu? Da. Ai pus dedesubt iarăși 2A plus B egal cu 241 și ai tras iarăși liniștile scăzut. Aici nu a mai rămas nimic, 2A minus 0. 0. Da, 0 s-a rămas. Și a rămas 5B este egal 5B cu 205. Egal cu? 205. 205. D-un B va fi egal cu 205. Împărțit la 5 și face 41. Corect. După aia am aflat. Da, dar dacă știi pe B, totul este perfect. A fost ușor. Asta e cea mai ușoară variantă pentru mine. Dacă mai aveți. Dar e un joc de ăsta pe care nu-l anticipez. Tu ți-ți place foarte mult șacul. Da. Deci nu vezi mutările în față. Aici trebuie să vezi mutările în față după tehnica asta. Da. Dar tu cred că ai antrenament și ai văzut mutările. Deși mă îndoiesc că ai văzut mutările în față. De aceea îți propun un lucru. Eu așa am văzut. Da, e corect ce-ai făcut. E corect, dar acum să învățăm pe prietenii noștri. Altă variantă. O șmecherie care să însemne rapid. Lucru rapid. Tu visezi să ai același lucru și sus și jos. Când îți scazi, da. Dacă ar fi 2-2 sau 5-5 sau 6-6. Dacă ar fi 6-A și 6-A jos, când ai scăzut, fac 0 astea. Da. Să fie 6. Ca să fie 6A, trebuie mulțit asta cu 2. Da. Toate egalitatea asta cu 2. Mă gândeam și la asta, dar nu. Iar ca să fie 6, pe asta mulțim cu 3. Da.
Și atunci el devine, șmecherile se devin, echivalente cu. Te rog să urmărești, înmulțește tu. Da. Și lucrezi, da? Spui în nou sistemul. Da. Așa. Hai să uit. Dar e important să te așa te întorc înapoi, că scrie câte o relație pe pagină, spui că trebuie mai caietul. Scrie, uite, ca e relație. Nu mai să fac înmulțirea și aici să fac da, înmulțirea. Da, 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 dar în partea soaltă, că aici ai mai umplut aici câte ceva. Aici pot? Sigur că da. Să scriu. Da. Deci. 3A plus 4B egal cu 464. Și 2A plus B egal cu 241. Deci acum... Cu asta cu 2, toate cu 2. Da. Și vine și... Cât vine? 6A. De acord? Da. Dictează 6A. 6A. A plus... 6A. Imediat că nu văd. Plus 6A plus... Păi 6A plus 4 ori... Nu, 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 că totul... 8B, 8B. Plus 8B, da, plus 8B. Egal cu... Imediat. 928. Iar cealaltă, dacă o mulțim toate cu 3, vei avea? 6 ori A. 6 ori A. Plus 3 ori B. Da. Plus 723. Și acum, bafta ta e mare, că tu ai urmărit chestia asta. Aflăm 5. B. 5B egal cu? Egal cu? Da, 5 ori B egal cu? 928 minus 723. Adică face? 5 ori B este egal cu 205. 205. Și B egal cu 41. Ai ghitare chestia. Da, și e mai... Scurt! Scurtă, da. Da? Deci urmărești ca să-ți fac... Și eu e nouă chestia asta și mi se pare mai ușor asta. Sigur că da. Dar tot atât de bine puteai să înmulțești. Ai o altă variantă. Să scapi de B. Ca să scapi de B, înmulțești pe asta numai cu 4. Da. Ca ai 4 sus, numai cu 4. Hai să scrim într-o altă idee. Deci 3A, scrii din nou să vezi da. Mult mai rău. 3A plus 4B egal cu 464. Da. Și 2A plus B egal cu 241. Și vrem la B să fie acum același lucru. Adică trebuie să mulțim pe asta cu cât? Cu 4. Da? Toate cu 4. Pe prima o lăsăm neschimbată, neatinsă. Deci zicem 3A plus 4B egal cu 464. Deci 3A plus 4B egal 464 și 4 ori 2, 8. A. Așa este? 8A plus 4B egal cu 4 ori 1, 4. 4 ori 4, 16. 4 ori 2, 8 și 1, 9. 964. Da, și... Și acum, fiindcă același lucru ai aici, n-ai nicio treabă, înseamnă că numai... Acum scazi din asta, de jos pe aia de sus. Da, 8 ori A este... Iar 5A. 5A vine. Cu 8A minus 3A, 5A. Da. 5A este egal cu 964 minus 464 egal cu 500. Și A este 100. A egal cu 100. Deci nu are importanță la care vrei să fie egalitatea. Da. Fii la A, fii la B. Rezultatul, când faci egalitatea la A, îl găsești pe B. Da. Când faci egalitatea la coeficiențe și la B, să fii la B la fel, găsești pe A. Rezultatul după este... După aia aflam ori pe unul. Unul l-ai aflat, gata, cealaltă te duci și locuiești acolo și afli pe cealaltă. Tare? Ca să mai mergi. Că tu mergi pe... Mergi ca... Dacă eu joc cu tine șah, eu merg cum ai merge tu înainte. Fac butări de astea, Anda, la... Nu știu, n-am un plan. Ori tu te uiți la mine și mă citești și îți zici, te-am executat, ai făcut o greșeală, ai intrat în gura leului, cum să zic, nu? Adică e mutarea care nu, din care nu mai scapi. Dacă faci o greșeală de asta copilărească, gata, ești victimă sigură. Așa și aici. Tu înainte făceai mutările acelea, până la urmă le adunai, le scădeai pe acolo, nu știu ce, până la urmă găseai, reușeai să
egalezi undeva și să-ți rămână B-ul sau A-ul. Da. Asta ți se întâmplă în toată mișcarea ta. Dar nu-i mai bine să faci ordonate chestia asta? Adică la bun început te focalizezi. Bă, vreau să scap de A. Da? Dacă vreau să scap de A, trebuie să iau la fel. Da. Ca să iau la fel, pe ăsta cu 2, pe ăsta cu 3, ca să facă 6. Da. Iar ce-o reieși de aici, văd imediat. Da. Ce B găsesc. Bun, perfect. E, asta fiindcă discutarea noi de... Noi ne-am plecat de la ce? Era acolo o negheșiță pe care l-aveai tu și suna așa. Că A, foarte ușor. A plus B egal cu nu știu cine și A minus B... Suma două numere este 33.038. 33.038, da. Da, 33.038, da, corect. Și? Diferența? Și stai puțin, nu. A, vrei primul? Da, primul. De acolo am plecat. Am mă gândeam la suma două numere este 30 și dacă împart primul număr la altul, obțin nu ăsta. Poate ăsta, hai să zicem, de la ăsta. După al facem pe ăla, dar eu l-am făcut pe astea. Bine. Și A împărțit la B. Și A împărțit la B. Dacă împart primul număr la altul, obțin câtul 5 și restul 2300. Așa, câtul 5 și restul 2300. Ei, mai întâi... Gata, dacă ești fumat de noi de asta, deja nu avem treabă, că știm cum să facem, nu? Da. Dar despre asta spun că am plecat de la tipul de ăsta, am și compus, am ajuns să modificăm pe asta, să fie o altă relație. Și mai grea. Și mai dificil și pare că acum am finalizat ideea. Ei, asta se întâmplă la matematică, nu te mulțumești cu o negheșiță întâlnit, ci vrei să faci și tu, să înțelegi foarte bine problema asta. Așa că... Veni vorba de compunere de probleme, hai să propun așa. Într-un cartier sunt vile cu 3 și cu 7 camere. Da, bine. Da? Deci într-un cartier vile cu și eu, da. Da, vile cu 3 camere și cu 7 camere. Da? Cu 3 camere și cu 7 camere. Da. Numărul total al vilelor, deci, ele nu știu câte sunt de tipul ăsta, nici câte sunt de tipul ăsta. Dar împreună cele două, deci total vile. Deci nu am zis număr total vile? Da? Număr total vile, da? Total vile. Număr total vile, hai să scriu chiar așa. Număr total vile egal cu 10 vile. Număr camere egal cu, hai să vedem eu câte să dau, 38. Bine. 38 camere. Câte vile sunt de tipul cu 3 camere și câte sunt de cele cu 7? Deci mai întâi ar trebui să luăm, să vedem, că zice că sunt vilele pot avea ori 3 camere, ori 7 camere, da? Corect. Trebuie să 3 ori, trebuie să facem 3 ori, zice camere trebuie să fie total vile, 3 ori 10. Deci dacă presupunem că toate ar fi cu 3 camere, da? Da, presupunem deci, că acum... Exact. Presupunem că... Așa este metoda falsei presupuneri, da? Ipoteze. Da, exact. Mi-a spus dumneavoastră acum câteva zile. Da. Metoda falsei ipoteze. Presupunem că toate vilele, toate... Presupunem că cele 10 vile sunt de 3 camere. Atunci a rezultat că 10 ori 3 egal cu 30 camere. Și acum?
acum presupunem că cele 10 vile sunt de 7 camere. Adică 10 ori, 7, 7, 10. A, ca să vezi cam dacă se încadrează. În ce se situează. Am înțeles. E o primă chestie. Deci aici e numărul minim de camere pe care trebuie să-l dau. Da. Dacă dădeam 28 de camere, era o prostie. Tu puteai sari la mine. Da. Sau dacă dăm 29 de camere și mai tare, supărat pe pentru că trece de numărul de camere. Deci trebuie să treacă de numărul minim de camere. Da. Ăsta e numărul minim, da? Numărul minim de camere, 30. Dacă dădeam un număr sub 30, era mare supărare. Da. Și acum, presupunem, asta a fost prima variantă, presupunem varianta a doua, ca să vedem numărul maxim de camere. Presupunem că cele 10 vile sunt de 7 camere. Și atunci, 10 ori 7 egal cu 70 camere. Asta este numărul maxim de camere, da? Număr maxim de camere. Poate că dacă dădeam în loc de 38, dădeam 72, era o prostie. Da. Că nu poți să fii din cele 10 vile, dacă toate vile sunt numai de 7, cum să ai 80? Sau cât să ai 72? Da. În maxim 70 are. Deci tu aveai motive foarte clare. 10-10 îmi spui. Sunt de 3 și de 7. Ce număr de camere mai dat? 38? Da. Până la 38, da, merge problema. Că tu ai făcut trebuie de calculul 30 și 70. 38 sunt încadrate acolo. Da. Bun. Deci problema are rost. Da. Are sens acum problema. Că dacă era numărul minim de cam mai mare decât 38, gata. Deci nu, sau fără discuție. Deci dacă nu, dacă numărul de camere nu se încadrează între cele două, minim și maxim, problema nu are rost. Și tu ai un control de la bun început și spui, nu ce pot face. Nu ce pot face. Ai greșit, mi-ai dat numărul de camere prost. O trebuie mai mare. Trebuia mai mare sau mai mic? Mai mare dacă era până în, aveai să spui, până în 30 și mai mic dacă dădeam, te pășeam pe 70. Da. Deci ai un control că acest 38 trebuie să fie cuprins între 30, da? 30, chiar egal și 70. Eu pot face chiar acum. Deci acum e ușor. Scădem din 7 pe 3 în 4, adunăm la 30. 34, mai luăm încă 4 și ne dă 38 de camere. Adică? Adică, aflăm câte... Deci dăm... Așa că e fără. Câte camere sunt... Câte vile sunt de... Vile sunt de... De 3 camere. De... Câte vile sunt? Câte vile sunt de toate sunt 10. Da. Dar trebuie să-mi spui câte sunt de 3 și câte sunt de... Da, adăi cu... Păi aflăm. Da, știu. Câte adunăm? Păi adunăm 4. Deci înseamnă că sunt 4... 2 vile de 3. 2 vile de? 3 camere. De 7. De 7 camere. Că aduni de 2 ori 4. A, e mai mare decât 3. Deci, atenție, că tu ai așa... Tu, eu te-am urmărit că ai gândit foarte frumos, ai grăbit, nu ai vrut să ai răbdare un pic să vedem. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Astea sunt cele 10 vile. Și la, pentru început ai văzut că ar fi cu 3 camere, da? Cu 3 camere. Toate cu 3 camere. Te rog să desenești și tu. Toate cu 3 camere. Hai, te rog. Câte camere ai fi consumat în clipa asta? Iată. Da. Câte camere ai fi consumat în total? Da. Câte ai consumat acum? Câte ai consumat punând câte 3 la fiecare? Adică 30. 30?
3 ori 10, 30. Și câte mai ai tu la dispoziție? Deci din 38 scazi pe 30, asta e operația care faci repede. Din 38 scazi pe 30 și ai 8. Deci 8 îl împărțim la 2. De ce îl împarți? 8 în 8. Pentru că sunt 2. Îl împarți la 4. Că asta e diferența. Tu ca să faci pe a... Și aflăm de 2 ori se pune câte e. Așa. 8 împărțit la 4 fac 2. Adică două vile de 3 le transforme acum în vile de 7. Că pui 1, 2, 3. M-am prins, alea sunt vile de 3, nu? Astea sunt vile de 3 ce am desenat. De jos. Alea sunt ce vile de 3. De 7. Vile de 7 că tu la alea de 3 care sunt toate deja așezate, mai pui un grup de 4. Un grup de 4 și încă un grup de 4. Deci două vile de 7. Două vile de 7. Deci 2 indică numărul vilelor vile de 7. Gata, știu, dar nu eram singur aici. Acum ți-e clar? Da. Pentru că tu faci ce? Transform vila de cât? De 3 în vile de 7, punându-i o primă grupă. Și încă o grupă, cum spuneai mai devreme, două grupe de câte 4, deci două vile de 7. Și sigur, până la 10, rămân cele 8 vile de 3. Da? 8 vile de 7 și 2 vile 8 de 3 și 2 vile de 7. N-a fost așa de grea. Nu, dar șmecheria aici este. Da, mai întâi, numărul de camere trebuie să se încadreze, ca să fie problema corectă, trebuie să se încadreze între minim 30 și 70. Da? Între 30 și 70. Dacă nu se încadrează, nu ai făcut nimic. Da. Limpede, da? Da. Bun. Ce merită să mai rețin aici? Asta-i. Și am văzut diferența dintre 38 și 30. Da. Văd 8 camere mai am, în plus, de unde provin la vile de 7. Și care e diferența între 7, între 7 și 3? 4. Deci 4 și de ce eu spun câte echipe de 4 mai adaug? Câte? 2. 8 împărțit la 4 fac 2. Una, două. Și asta indică numărul vilelor de 7. Da. Puteam să fac și invers problema. Din 70. Da. Scădeam pe 38. Da. Deci puteam să zicem așa, 70. Minus 38. Da. Și face cât? Face... Cât 32. 32. Și acum, ăsta era un plus în condițiile care te-ai spus că-s de 7. 70. Adică toate ar fi avut câte 7. Și eu acum trebuie să șterg grupei de câte 4 ca să rămână 3. Da. Și atunci pe 32 împărțit 32 îl împart la 4 și îmi dă 8. Adică 8, am șters câte echipaje de câte 4 am șters? De la 8. Și câte mi-au rămas? 3. Câte vile mi-au rămas cu 3? 8. Deci 8 vile de 3 și celelalte 2 au rămas neștese. Deci, văzi, de data asta, când ai împărțit la 4, îți dă vile de partea cealaltă. Da. Da? Adică de categoria cealaltă. Mergi, te rog. Da. Da. Deci asta vreau să insist acum. Dragilor, deci la o astfel de problemă, cu metoda falsă ipoteze, trebuie să ne gândim dacă problema are sens, o putem rezolva, dacă numărul de camere deci, se cadrează între numărul minim și numărul maxim. După care urmează să scădem din fie din 38 pe 30, fie din 78 pe 38 și ce rămâne? Împart la 4 și când împart la 4 îmi dă fie vilele de 7, dacă am comparat cu 30, sunt camerele în plus acolo, fie dacă am comparat cu 70, îmi vor da, voi obține vile de 3 camere. 8 vile de 3 camere. George, acum e o întrebare foarte tare. Crezi tu că numărul ăsta 38
important să se încadreze numai neapărat de la 30 la 70 sau mai are o calitate? Ar fi meritat să spun că 31 de camere? Bine. Ar fi mers dacă aș fi dat numărul camerelor, este 31? Se încadra. Da, păi nu era nicio problemă dacă dădea stage 9. Dacă dădeam 31, 31 aș fi fost bine? Da. Păi, la scădere cât trebuie să ne dea? Un număr care se împartă la 4. Deci nu neapărat trebuie să fie un număr, nu neapărat mai mic decât 38. Trebuie să fie un număr special pentru a se împărți. Un număr special dintre 30 și 70? Da. Care se împartă la 4? Da. Sau la cât o fi, da. La 4 de data asta, de ce la 4? Pentru că diferența dintre camere este de 4. Da. Deci asta e poanta. 3 de 7 și ar trebui să... Deci, atenție multă, nu orice număr de la 30 la 70 este bun. Care e primul număr bun de la 30? Primul număr pe care îl aștept eu să fie, să-mi dea o soluție corectă. Miliard. Da, de la 30. 34. 34, foarte bine, excelent. Apoi 38. 38, după aia 42, după aia 46, din 4 în 4. 50, după 54, după aia... George, te întreb, câte probleme putem forma cu 10 vile, păstrăm 10 vile, dar modificăm numărul camerelor? Deci tu, colegilor tăi, acum, că dacă vrei să le pui o problemă, tot cu 10 vile, dar schimb numărul de camere. Și de la... Da? De la numărul de camere de la vile. Deci la nu numărul de camere, numărul de camere... O să o schimbăm, da. Mai să o schimbăm un... Primul care îl pot schimba este... 34, ai zis, nu? Da, dar nu prea am chefiul ăsta. 38 l-am făcut. 42, nu? 42 poți să-l faci. 46. 46. Și la 46 vor fi 4 vile, știu de asta. 4 vile... Că diferența 16 da. Se împarte la 4, nu? Da, da, hai să nu mai zicem. 4, 6, 54. 4, 6, 50, 54. Da. Și tu, eu acum, tu, dacă îmi dai problema cu 54, eu scad din 54, scad pe 30 și face 24. 24 îl împart la 4, ca să văd câte echipe... De câte 4 am? 6. 4 minus 3, 6. 6. 6 sunt cu 7. 6 vile. Și 4 sunt cu 7. Și 4 vile cu 3. Întrebarea mea, câte probleme poți face tu? Câte numere sunt între 30 și 70 din 4 în 4? Numai degete. Numai degete, așa-i? 10. Sunt 10? Da. Adică tu spui că numărul de probleme pe care îl poți face, păstrând 10 vile, ca număr total 10 vile, numărul de probleme pe care le poți genera sunt, spui tu, 10. Deci ar fi o primă problemă care se însemne așa. 10 vile... Și 30, chiar cu 30 poți să începi. Chiar cu 30. Deci 30 de camere. Poți să începi și... Da. Deci, 11. Și poți să termini ultima problemă cu tot 10 vile, sigur cum la asta ne referim, cu componența aceea, dar acum cu 70 de camere. Altfel, întrebarea mea sună așa. De la 30, 34, 38 și așa mai departe, 4 în 4 până la 70, câte numere sunt? 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, da, 52 și
66. Și 12 numere. Nu știu, m-am pierdut și eu. Te-ai pierdut un pic, da? Păi da, hai să facem o șmecherie. E ca și în suma lui Gauss, numai că îi cresc din 4 în 4. Scădem de ăsta mai mare pe ăsta mai mic. Da. Deci din 70 scădem pe cât? Pe 30 și fac 40. 40 îl împărțim la 4, că din 4 în 4 cresc ele. 40 împărțit la 4 și fac 10 și adunăm 1 când începem cu el. Deci numărul de numere inclusiv 30, inclusiv 70. De 12 numere. Atunci mi-a dat și mie 12. Nu, e 11. 11 mi-a dat și mie. Da? Corect. Deci numărul de numere este, cât ai zis? 11, da? Da. 11. Înseamnă că tu poți face 11 probleme de acestea. Prima problemă este asta. A doua problemă este aceea în care 20 zile... 4, 3, 8, 42... Foarte tare, nu? Da, 50... Foarte interesant. Deci numai cu... În varianta asta, păstrând 10 zile și modificând numărul de camere corect făcute, formulate în numerele acelea, de numărul de camere, poți face 11 probleme. Asta e șmecheria. Deci autorul din mine, acum s-a desconspirat, că așa am gândit problema. Eu n-am dat 37 de camere. N-am dat 33. Am dat 38, pentru că am avut grijă că atunci când fac diferența, 8 se împart la 4. Da. Da? Dar dacă modific aici cu 4 camere și cu 7 camere, hai să facem o problemă din nou, de la început, complet, să formulăm și să vedem ce ne iese acum. Deci sunt în cartierul respectiv 10 vile, deci tot 10 vile, dar am modificat componența camerelor. Ușor. Dar trebuie să hai să punem și camerele. Câte vile? Păi deci 10 vile. Tot da? 10 vile, da. Da. Deci 10 vile. Da, și camere în total. Aici vreau pe tine. Te las pe tine dacă ai înțeles problema, tu formulează-o. Imediat. Păi, hai să punem... 21. 21. Da. Am mers mâna ta. Dar care e numărul bine de camere? A, deci trebuie să fie un minim. Sigur, trebuie să cumpriți între minim. 40. 40 numărul minim. 70. Deci numere 21. Imediat. Deci, George propune problema, 10 vile și numărul de camere. Imediat. Cât? 66? 66 camere. Sunt sigur, am calculat mai mult și maximum. Și acum, trebuie să vedem. Deci, 4 ori 10. Spre 40, da? 40, numărul minim de camere. Deci 40, mai mic, mai așa, numărul de camere, număr camere, trebuie să fie un număr cuprins între 40 și 70, nu? Da. 70. Și tu l-ai dat pe 66. El are calitatea asta. 700. 70, corect. Așa. El are calitatea asta. Dacă acum eu m-am pus să rezolv, tu mi-ai propus problema, obligația mea este să o rezolv. Dar vreau să spun și eu. Mă rog, cât de cât. Zic. După aia, am aflat numărul minim, acum aflăm numărul maxim. 7 ori 10. 7 ori 10, 70. L-avem, deci da. Acum scădem din 7 pe 4. Din 7 pe 4, ca să vezi diferența de camere, da? 7 minus 4 egal cu 3 camere. Ce înseamnă diferența, da? Da, 3 camere. Diferența dintre cele două categorii de vile. Da. Acum...
trebuie să scădem din 7 ori din 70 pe 66 ori din... Da, voi eu prefer pe 70. Minus 66, da? Da. Deci din 70 scădem pe 66 și face 4. Adică numărul vilor cu 7 camere. Nu e adevărat. Că trebuie să împart acum diferența asta de camere la câte 3. Ca să se cumpri că eu jonglez cu 3 camere, le șterg sau le adaug. Dar nu pot să rezolvă. Păi n-ai dat bine problema cu 66. E greu, că trebuie să faci toată problema. Păi toată trebuie să te cadrezi bine cu judecata. Și dacă nu e de 60... Ia-o invers. De la 40, care ar fi primul număr care ar putea să fie propus de tine, cu număr de camere? Imediat. Primul. 44. Nu, 43. Diferența asta trebuie să o adaugi. 44. E bine 43? Hai să vedem. Nu e bine. Nu e bine? Hai să vedem. Din 43, scădem pe 40 și rămân 3, da? 3 camere împart la 3, că asta e diferența. 3 împărțit la 3 face 1. Deci am o singură cameră cu 7, o singură vilă cu 7 camere. Da. Da? Da. Și restul, o singură vilă cu 7 camere, iar restul celor 9 sunt cu 4. E cam greu să compui. Nu e greu deloc. Este șmecherea asta. De la 40, adaugi pe prima diferența între astea, adaugi 3 și pe urmă crești din 3 în 3. Da. Dar te văd de ce am crescut din 4 în 4? Fiindcă diferența între 3 camere și 7 era de 4. Da. Deci acum, de ce am modificat asta? Am modificat asta pentru că am vrut să văd dacă tu sesizezi nuanța, chestiunea de finețe. Chestiunea de finețe aici în compunere este să vezi cu numărul, ai înțeles bine, numărul minim, numărul maxim, perfect, ți-a fost clar. Dar acum... Nu pot să compun! Păi poți, poți, acum vreau, acum dacă... Acum știu, acum știu să compun. Da? Deci imediat crești din 3 în 3 pentru că asta ar fi. Deci acum numărul... Poți să dai 5 și 2 acum. Sigur că da, diferența de 2, de cât vrei tu. 5 și 7. Așa. Deci iată, spui așa, George. 40, apoi 43, 46, 49. Astea sunt numele care te-ai dat. 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67 și 70. Câte numere sunt, te rog? Cred că sunt mai multe decât data trecută. Sau tot 11 sunt. Cred că tot 11. Cred că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rămân tot timpul! E foarte tare! Mereu 11. Mereu 11, că sunt 10 vile. Dacă mărim... numărul vilelor, deși cu unul mai mult decât numărul vilelor. Nu face infinite. Problema este infinite. Infinite. Nu sunt finite, sunt infinite. Da, putem face multe probleme, dar totuși cu un număr cunoscut. Rezonabil. Da? Da? Deci un număr care poate fi bine precizat. Concluzia este așa, că numărul vilelor, George, numărul vilelor, mări cu 1 înseamnă numărul de probleme pe care îl poți face. Da, aici... Deci, și data trecută tot 11 probleme le-a dat? Da. Și data asta tot 11 probleme. Dacă sunt 11 plus 1, 12 sunt dacă... Dacă aș lua 11 vile, atunci hai ca să nu-mi distragi atenția, că nu mă pot concentra. Da. Da. Deci, în final, George, poți formula problema și să o modificăm aici. Nu 66, ci 67. 67 este un număr care e deștept. Care nu e așa de... Da? 67. Și acum, dacă vreți să o fac, eu încep așa. Dacă scad din 67 minus 40,
27. Fac 27. 27 împart la? 3. La 3, că asta e diferența de cameră. 9. 9. Astea sunt 9 vile. Vile cu 7 camere. 9 vile cu? 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 7 camere. Cu 7 camere, sigur că da, da? Da, care chestia asta? Ori 7, ori 4 camere. Aici nu ți înțelegi, da? Da, nu înțeleg. Că, e, vezi? 67 minus 40, da? E cu 7 acolo, la sfârșit? Nu, ăsta. 67 minus 40. Și am raportat cu 40, cu ăsta de aici. Cu, da, vi, cu numărul minim. Când raportez cu numărul minim, e cu, ce, cu cel care e. Așa. Și când raportez cu minim... Cu numărul maxim, e invers. M-am prins. Da? Deci acum, fiindcă am raportat cu numărul... Ce? Am ales la ghicit acum, nu știam ce... Dar asta e poanta, pentru că tu, când ai raportat cu ăstea 40 de camere, numărul minim, poate aveau câte 4 camere, și când ai văzut câte grupe de câte 3 poți adăuga, 9 mai pui, 1, 2, 3, deci 9 de astea mai poți spune. În concluzie, când raportezi cu numărul minim, înseamnă că găsești aici numărul de 7 camere, că le adaugi, numărul 9 înseamnă 9 vile cu 7 camere. Ai spus foarte cinstit, dar l-am spus la întâmplare și n-am fost scos sigur, nu? 9 vile de 7 camere și una vilă cu 3 camere. Da. Bine, bine. Să zicem așa. Mai facem una? Pe 10 kilograme pe 10 kilograme de fructe. Azi lăsa bilele, apropo. Să lăsăm asta, da? Să vedem o altă problemă. Da. Pe 10 kg de fructe, mere și pere, da? 10 kg fructe, mere și pere, cum să zicem noi? Așa. No. Mama merge în piață și cumpără 10 kg mere și pere. Deci 10 kg fructe, mere și pere. Kilogramul de mere costă 3 lei, iar 1 kg și 1 kg de pere costă 5 lei. Mama a cheltuit 'Ce sumă crezi tu poate cheltui mama Deci, 10 kg de fructe la un loc. Fără mama. Da. 1 kg mere costă 3 lei, iar 1 kg pere costă 5 lei. Ai impresia că îmi pare cunoscută de undeva. Întrebarea este așa. Ce sumă crezi tu că poate să cheltuie mama? Adică eu dacă dau un răspuns, mama a cheltuit o sumă și bunară pot să spun că a cheltuit 20 de lei? În mere și pere la prețul ăsta? Se poate. Adică cred că ar trebui să scădem din 5 pe 3 la 2. Deci întrebarea mea este limpede. Dacă un kilogram de mere costă 3 lei, da. Și altul de pere costă 5 lei. Da. Și mama ia 10 kg. Da.
mere și pere, eu pot să spun că am cheltuit doar 20 de lei pe cele 10 kg? Nu. De ce nu? 3 ori 10, 30. Deci dacă ar fi numai mere să ia, trebuie să dea minim 30. Deci e ca aia. Perfect. Vezi, asta vreau să fac la tine. Vreau să îți atrag atenția că nu e important să știi metodele așa. Eu de acum am venit cu o altă problemă despre care tu trebuie să sesizezi cum să-l faci. Deci mama trebuie să spună că a cheltuit minim 30 de lei. Da. Și dacă spun că a cheltuit 60 de lei, are dreptate, nu cumva minte? Minte. Ea trebuie să spună că maxim până în 50 de lei. Da, și minim până 30 de lei. Deci trebuie să dau o sumă între cine și cine acum? Între 30 și 50. Mm. Acum, deci facem minimum este 30 și maximum este 50. Corect. Suma este pe care trebuie să o dau este cuprinsă între 30 și respectiv 50. Bine, acum scădem din 50. Nu, acum să vedem ce este pot să dau. Dă tu o sumă pe care ai cheltuit-o mama ca să poți să o faci. O sumă? Da. Nu orice sumă se încadrează corect. Știu. Bună, 31 de lei ar merge? 30 merge, că a luat mai mere. Da. Dar 31 de lei. Să spun că ai cheltuit 31 de lei. Eu zic că nu merge. Nu merge, nu? Nu merge. Dacă zic 32? Nu merge. Nu merge? Da. 32. Da. Doi se împarte la doi. Adică? Da. Nu. 32? Merge pentru că poți să fie 9 kg de mere. Da. 9 kg care face 9 ori 3,27. Da. Și mai rămâne un 3 lei până la 30 cu 2-ul. Fac 5. Și iau 1 kg de pere. Da. Deci eu trebuie să văd cât e diferența între 3 și 5. Între 3 și 5 este din 2. Și acum trebuie să prind numerele ca sumă din 2 în 2 prinse acolo. Da. Cum a fost mai înainte între camerele, între numărul de camere de la vila de 3 și de 7, nu? Și a fost de 4, sau în varianta care ne-am dat acum ultima, fiind numărul de vile 4 și numărul de camere 4 și respectiv 7 și am dat din 3. Deci aici mă interesez tot așa. Care e diferența de preț între 3 și 5 din 2 în 2? Deci numerele care trebuie să le dau la IES sunt acesta. Yes înseamnă un element din mulțimea. Fie 30, fie 32, fie după aceea 32, după care ce să fie? 34. Sigur că da. 34, 36, până la 50. Știi câte probleme sunt? Câte nume? 50 minus 30, 20, 21. 20 împărțit la 2? 20. Cât din 2 în 2? Da. Și mai pun 11. Păi tot așa că 10 kg. Nu mă chineam și trebuie să fac asta. Dar doar să zic. Lasă 3 metode. Te-am prins, vezi? Joacă foarte bine, ieși și aici. Pe același model. Multe chestii am vrut eu aici să te surprind. Deci e aceeași problemă ca data trecută cu vilele. Da. Dar îmbrăcat altfel, că mama îți duce mere și pere acolo. În total tot 10, ca la vile. Vile de 3 și vile de 7. Aici parcă vile de 3 camere și vile de 5 camere. Da? Și nu știu cât sunt de alea, cât sunt de alea. Doar spun, cheltui o sumă
adică numărul camerelor în total, aici cât costă. Vezi, foarte frumos am îmbrăcat. Aceeași problemă, același model. Nu? Într-o parcare, rămâne să dăm o problemă, să rezolvăm de data asta până la capăt. Adică ce trebuie să facem, George? Hai să dăm tu un... Mama, ai cheltuit suma S egală cu... Dăm tu suma care vrei. O sumă? Da. L-ai cheltuit-o? Da. 36. 36. Hai să te rog să și lucrezi. Pune problema, că e o problemă din nou interesantă.